Și credincioșii mă întrebau, părinte, când o sfințim? Și eu mă gândeam că era nepictată. Zic, oamenii nu-și dau seama că pictura 4.000 de metri pătrați durează. Și a trecut pe aici Patriarhul spre București la aeroport, cu Patriarhul Greciei, și în toamna când au adus moaștere Sfântului Dimitrie la Iași, au rămas și asfințit biserica noastră cu moaștere Sfântului Dimitrie, un lucru pe care eu l-am dat pe o binecuvântare de partea lui Dumnezeu și a Sfântului Dimitrie, că biserica aceasta s-a construit numai cu sudoarea credincioșilor. De la început până la sfârșit, am început și am sfârșit doar cu jertfa credincioșilor, fără niciun aport din altă parte, doar cu sudoarea și cu jertfa domniilor lor. Vă mulțumim din suflet și vă transmitem binecuvântările în altă acestor arhiepiscopul Ioachim, care aseară mi-a spus, părinte Ioane, nu pot să fiu fizic acolo, dar sunt alături de dumneavoastră, alături de domnul doctor, pentru că vă cunoaște bine din vremurile trecute și vă apreciază și se bucură atunci când sunteți prezent în eparhia noastră. Dau cuvântul tânărului nostru, Ascorian, să-și exprime și dumneavoastră. Un pic, vreau să fac un apel misionar, mai degrabă. Dacă se reușește funcționarea referendumului pentru căsătoria bărbat-femeie, articolul 48 din Constituție, apelul nostru al Coaliției pentru Familie este să veniți în număr cât mai mare și să votați. Este o cale prin care puteți apăra pe copiii dumneavoastră și poate chiar pe copiii copiilor dumneavoastră, pentru că odată aprobat asta în Constituție, se schimbă foarte greu. Uitați-vă ce este în lume. În majoritatea, dar în număr mare de țări s-au legiferat căsătoriile între persoane de același sex prin diferite mecanisme, dar uitați-vă la poporul irlandez care a aprobat aceste căsătorii prin vot public. Poporul a decis asta. Și e bine ca să rămânem ortodoxi până la sfârșitul vieții și până la sfârșitul lui. Vă mulțumesc! Doamne ajută, vă spunem și noi, din partea Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi Studenți Bacău, mulțumim în actul Sfântului nostru Ioachim pentru binecuvântarea oferită în organizarea, spre organizarea acestei conferințe. Mulțumim Părintelui Meșto pentru tot ce ne-a fost la dispoziție să rânduim pentru această conferință. Mulțumim în primul și primului domnul doctor pentru că a confirmat prezența și mai mult a onorat prezența de a fi aici, alături de noi. Mulțumesc și colegilor mei care i-ați ajutat astăzi pentru dumneavoastră îmbrăcați în lui și găsiți partea stângă la standul de cărți ale domnului doctor, unde vă invităm să faceți și o vizită. Mulțumim pentru cuvintele deosebite pe care astăzi le-am auzit aici. Ceea ce vrem să vă transmitem și noi este următoarea. Susținem demersul Coaliției pentru Familie pentru modificarea articolului 48 alineatul 1 din Constituție, care așa cum a spus și domnul doctor, are ca scop protejarea familiei și a familiei care este născătoare de copii. Atenție, este foarte important pentru că mulți oameni din presă spun și atacă ideea de familia monoparentală care va avea de suferit. Ei bine, nu va avea de suferit, ci va mai mult fi neschimbată. Însă ideea familiei care este născătoare de copii este pusă în zilele noastre, este atacată fundamental. Vă rugăm să fiți atenți la ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă la Bacău, pentru că se vor întâmpla multe lucruri frumoase. O să comunicăm prin intermediul părintelui toate celelalte evenimente care vor fi pe partea asta și am apreciat dacă ați fi alături de noi. Iar pe această cale transmit și un mesaj tinerilor care sunt elevi sau studenți și vor să se alăture și să o organizație ortodoxă, cea a scorului, vă invităm să faceți voluntariat alături de noi. Mulțumim încă o dată, mulțumim pentru prezență și vă rămânem profund îndatorați. Domnule doctor! Eu trec la mai concret.
Dacă vreodată ne doare ceva și vrem să vă căutăm, unde vă găsim? Sigur. La București, încă. Vine la București, la București. Putem face și altfel. Dacă aveți enuriași care au anumite probleme de sănătate, putem fixa o zi odată, când vin numai pentru asta. Da, rezervați să fie un club, să rezervăm. Rezervați un cabinet undeva și îi sfătuiesc. Predilecție pe ce direcție sănătate, să zicem? Sigur, boli medicale, nu chirurgicale, acolo, da, da. Și la București, unde vă găsim? În voluntari, lângă București, cabinetul nostru și acolo e și spitalul pentru cancerul în stadiu terminal. Voluntari. Da, și biserica noastră. Vă mulțumim frumos, doctor, și împreună cu cei care iată cu cât mult drag v-au ascultat și v-au așteptat și toți v-au așteptat, rugăm pe Hristos să vă lăsați cu pace și bucurie, mulți ani fericiți împreună cu cei dragi și iată încă un buchet de flori, e acest mulți ani pe care îl cântăm cu credincioșii noștri, special pentru domnia voastră. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la Да, действительно.